USR Timiș a lansat candidații pentru viitoarele alegeri. Listele pentru Camera Deputaților și Senat sunt deschise de fostul președinte al USR Cătălin Drulea, deputat de Timiș și secretarul general al filialei județene, Sorin Șipoș. Am venit cu o echipă puternică și am venit pentru că credem că schimbarea începută la Timișoara trebuie să fie adusă din Timișoara, din Timiș și la București. Mă prezint astăzi aici și în calitate de primar al Timișoarei și în calitate de președinte USR Timiș, împreună cu o echipă cu care vrem să aducem valorile Banatului în Parlamentul României, valorile respectului, a cinstei, a respectării pentru lege și, bineînțeles, o mare ambiție pentru investiții în timișoreni și în timișeni. Cătălin Drulea, deputat în funcție, ocupă prima poziție pe lista pentru Camera Deputaților. Pe locul al doilea se află Paula Romocean, președinte al USR Timișoara, urmată de Vlad Cendroiu, liderul grupului consilierilor județeni USR în Consiliul Județean Timiș, vicepreședinte USR Timiș și membru fondator USR Timiș. Orice rundă de alegeri, de fapt, este despre asta, despre speranță. Nu mergem la vot doar ca să trimitem niște oameni acolo, doar ca să schimbăm pe unii cu alții, doar ca să îndeplinim un act formal, ci cu speranța de mai bine. Speranța de mai bine a României în acest moment este înlăturarea guvernării PSD-PNL. Ar fi un dezastru ca această guvernare să continue în această formulă care a distrus economia, a încălecat justiția, a făcut rău și contra reforme în toate domeniile, a sugrumat mediul privat, a pus noi taxe și impozite în cârca celor care muncesc de dimineață până seara. Pentru a putea înlătura această guvernare există o singură soluție, USR. Pe lista candidaților la Senat sunt Sorin Șipoș, vicepreședintele USR Timiș, membru fondator al filialei USR Timiș și coordonatorul celor două campanii câștigătoare ale lui Dominic Friț. Pe locul al doilea se află Alina Gârbea, candidata USR la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Este urmată de Ervin Floroni, președintele filialei USR Lugoj.